documentul ăsta, vă rog. Aglomerație ca înainte de pandemie și un du-te vino continuu, așa arată orașul carantinat înaintea sărbătorilor. Deși se iese numai cu declarație pe proprie răspundere din casă, românii sunt inventivi. Dumneavoastră aveți un motiv întemeiat pentru a ieși? Da, merg până la pensionar, că trebuie să-mi plătesc dările. Deci aveți o declarație pe proprie? Da, sigur că da. Constanțenii susțin că măsurile luate sunt mult prea dure. În plus, oamenii se plâng că doar aici se menține starea de carantină, chiar dacă mai sunt și alte județe unde rata de infectare este chiar mai mare. Ne îngrădesc mișcările. Pentru fiecare ieșire trebuie hârtii. Ce veți face de aceste sărbători, având în vedere că... Stăm acasă. Cu rudele? Care rude? Eu și soțul. Este tot e la fel, nu știu de ce fac diferențele astea. Mi se pare că se iau niște măsuri mult prea drastice pentru o situație care nu este chiar atât de gravă, prin prisma faptului că în toată lumea e problema asta, dar la noi se iau niște măsuri mult prea stricte. Polițiștii au verificat în ultimele ore peste 2100 de persoane și au oprit 1500 de mașini. În urma controalelor au fost aplicate 210 amenzi. Magazinele din mall-uri sunt închise în weekend, dar oamenii s-au refugiat în cele de jucării rămase deschise în oraș. Astfel, forțele de ordine au aplicat amenzi în valoare totală de 95.000 de lei. Constanța a intrat în carantină pe 20 noiembrie, când erau înregistrate 9,35 de cazuri la 1000 de locuitori. Astăzi, incidența este de 7,01. Recordul s-a înregistrat însă în urmă cu 11 zile, când rata de infectare a sărit de 10. Alte 8 localități din județ sunt în carantină.